Motociclismul nu este doar un sport extrem sau un hobby, pentru unii este un mod de viață. Plecând de la această idee, sociologul Gabriel Jderu a redat în lucrarea sa Cultura motocicletelor, studii de sociologie a motomobilității, povești de viață, experiențe, dar și istoria motocicletelor. Prezentarea de carte din cadrul SimFest a adunat zeci de motocicliști mureșeni ce au marcat evenimentul într-un mod specific, călare pe motoare. Lucrarea Cultura motocicletelor reprezintă o modalitate prin care autorul a îmbinat pasiunea pentru motociclete cu sociologia, oferind astfel publicului cititor o altfel de viziune asupra motociclismului. Este o carte care se citește aproape ca un roman, de-aia cumva cele două sunt foarte complementare. Eu nu sunt sociolog și am citit manuscrisul așa, pe mine se plase pe calculator, ceea ce este împotriva regii de mele de calculator, dar... Deci nu trebuie să vă speriați, nu e un vorbă pentru sociologi, e un vorbă pentru pasionați. Gabriel Jderu ne-a mărturisit că ideea unui proiect de cercetare pe această temă a luat naștere în 2006 și s-a concretizat 4 ani mai târziu. Pentru a contura lucrarea, autorul a participat chiar și la un curs de mecanică. De asemenea, cartea conține numeroase interviuri cu motocicliști, dar și cercetare etnografică. Am tratat în ultimul capitol al cărții modul în care sunt văzuți motocicliștii de către ceilalți și de unde apar aceste stereotipuri sau tipul ăsta de esențializare, nu? Care se produce la nivelul simțului comun. E vorba despre faptul că, în general, identitățile se construiesc pe principiul minimalismului, cu cât sunt mai, sau, dacă vreți așa, pe principiul numărului redus, nu? Când cu cât aparții unei comunități care are un număr mic de persoane, care e o minoritate în raport cu o majoritate automobilă reprezentată de șoferi, cu atâta este mai semnificant pentru tine lucrul ăsta. Cum a fost un eveniment dedicat lor, motocicliștii mureșeni, membrii ai MotoTGM, au avut parte de o altfel de întrunire săptămânală. Pentru noi, aceste întruniri reprezintă, ca să zic așa, o discuție de hobby, care o avem săptămânal, în care ne punem diferite ieșiri, la cap, plecăm în anumite zone sau anumite aventuri. Ce înseamnă viața de motociclist? Pe scurt nu pot să zic treaba asta. Libertate, în primul rând, și, nu știu, prietenie, o altfel de prietenie. Pasionat de motociclism de mai bine de 40 de ani, domnul din imagine ne-a spus că după o perioadă îndelungată de timp a revenit la vechea lui dragoste, motocicleta. A fost primul model pe care l-ați avut? Mobra, super. Aia a fost primul model pe care l-am avut în 73. Pe urmă l-am schimbat cu un CZ Sport de 2,5, o bijuterie pe vremea aceea, în 76. În 1983 am renunțat la motociclism, am vândut tot, iar în 2015 m-am reapucat de motociclism și am simțit că pe ultimii ani ai vieții e bine să mă întorc la vechea dragoste, la frumoasa dragoste. Deși este un hobby costisitor, pasionații cailor putere pe două roți dedică timp și resurse financiare fără a sta prea mult pe gânduri, bucurându-se de fiecare întrunire de breaslă.